i-a fost dată imaginația ca să compenseze pentru ceea ce nu este și simțul umorului ca să-l consoleze pentru ce este. Să-l aplaudăm introspectiv pe înțeleptul Andy Moisescu. În noi! Să-l aplaudăm în noi! Exact! Ar fi trebuit să intru pur și simplu levitând. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Pe Bune, emisiunea în care noi insistăm să aflăm lucruri noi, doar pentru a putea râde de ele după aia. Corect, sigur. Corect. Dar mai bine să vedem cu cine avem de a face astăzi. Mă rog, deja ați văzut, eu doar acum o să descriu puțin în câteva epitete. Joacă în filme, reclame, face stand-up și improvizație și s-a apucat pe deasupra să scrie și o carte. Al dumneavoastră, Mihai Bobonete! Alături de el... vedeta de televiziune, model, fashion icon, practicantă de taie bo, mereu în echilibru cu ea însăși, fosta mea colegă de la ora 7, bună dimineața, Andreea Raicu. Bă, Doamne! Trecem de partea cealaltă. Se spune despre actori că sunt atleți ai inimii. Să-l aplaudăm pe cordialul Costi Diță. Mamă, 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 mamă! Aici a mers. E, alături de el e vedetă cu școală, a luat 9,70 la română și se pregătește de o carieră în psihologie, studioasa Nadine. Asta, Doamnă! Frumos. De aici încolo lucrurile intră în mod firesc pe făgașul drept. Adică avem 12 domenii, câte 6 pentru fiecare echipă, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect și întrebarea finală la care se pariază. Corect. Până la toți banii. De aici încolo vă descurcați voi. Susținătorii și-au ales deja pe cine să susțină într-un număr pe care, mă rog, l-au decis ei în cele din urmă. Eu am mai mulți astăzi. Așa pare. Da. Dar chiar așa și este. Deci. Da, Andreea și Bobo au 44 de susținători. Enorm! Super! Enorm! Iar Nadine și Costi, 41 de susținători. Bun. Bravo! Din nou, vă încurajez nu numai să susțineți emisiunea, ci să și jucați împreună cu noi în același timp pe pebune.protv.ro, pentru că, evident, dacă răspundeți corect și înaintea răspunsurilor corecte care sunt validate de aici din platou, câștigați puncte și la sfârșit premii. Ce premii? Tot acolo pe site descoperiți. pebune.protv.ro. Andy, ai pregătit ceva domenii pentru noi astăzi? 12! Incredibil cum face omul ăsta, mă, de fiecare dată le are el așa. Hai să vă fac cunoștință cu cele... 12 domenii! Iată-le! Întâmplător sau nu? Fashion icon. Prea tare. Nu, nu e întâmplător. Cercetătorii britanici. Doamne. Cuvinte grele. A spus hai în instanță. Apasă aici, în echilibru cu tine, esențe tari, podul de piatră, sat unicat și domeniul surpriză. Îți sună ceva de acolo, îți place vreun domeniu care să zici, bă, uite, ăsta e mai ivoar decât ălalt? Hai, cu echilibru. Cu echilibru, mă? Păi ce să începem cu echilibru. Pe... și tu ai prezentat-o la fel? Hai, în echilibru cu tine. Cum a echilibrat situația o mămică din Suedia după ce un tatuator i-a scris greșit numele copilului pe braț? Trei variante. A. L-a dat în judecată pe tatuator și l-a obligat să își deseneze același tatuaj pe braț. El însuși. Da. Sau B. A schimbat oficial numele bebelușului din Kevin în Kelvin. Sau ce, a trimis zilnic un cor să interpreteze cântecul alfabetului în fața salonului lui. Așa, deci... L-a dat în judecată pe tatuator și l-a obligat să-și deseneze același tatuaj pe braț. Asta bă, mi se greșit. Pare foarte bun. Bă, și tu la fel. Bă, ai greșit, la scrie Kelvin pe tine. Da, dar nu a ajutat cu nimica, măi. Bă, să se răzbune, mă. Și mi se pare că totuși suedezii sunt așa echilibrați. Dacă era o persoană înțelegătoare și a zis, exact. Nu e nimic, mă, mamă, la, e Kelvin, da, lasă-mă, mamă, e, că Kelvin, e Kelvin, bun, acum mare diferență, da, da, nu e mare diferență, ai dreptate. Plus păi că și... n-a rămânea cu el așa stricat, pe... cumva trebuie să ne gândim în viitor, cântecul cu alfabetului, care e cântecul alfabetului? Nu știi? Nu știu, care? E, da. A, nu pot să cred. A, B, C, D, E, F, G. Vezi, noi dacă ne-au crescut copiii, le-am cam uitat pe astea.
Și mai are Boniem un cântec foarte frumos, care zice așa: January, February, March, April, May, June, July. Așa e tot cântecul. A, deci aici au stat mult. Da. Au stat mult, deci să e cântecul cu versurile cele mai complicate, da. Păi da. Deci care? Băi, nu știu ce să zic. Eu aș merge pe aia, că mi se pare cel mai echilibrat. Bine, hai să luăm. Nu-s de acord cu ea, dar hai. Tu cu care că ai fi de acord? Am luat tau. Hai să luăm, chiar dacă nu e de acord. Nu e. Asta așa prea răzbunătoare, ce să zic. Hai, să vedem. Doamnei Johanna Giselhall Sandstrom îi plac cu siguranță două lucruri: tatuajele și copiii. Și ca să îmbine utilul cu plăcutul, a hotărât să-și scrie pe braț numele celor trei copii ai dumnei. Zis și făcut, doar că artistul a greșit puțin, astfel că numele băiețelului său a devenit din Kevin, Kelvin. Și după ce a descoperit că ar fi nevoie de multe serii de tratament pentru a corecta greșeala, Johanna a ales calea mai birocratică, dar mai puțin dureroasă: starea civilă, pentru ca micuțul să știe pe veci cât de mult îl iubește mămica lui. I-a schimbat copilului numele. Da, acum. M-am gândit că ești de acasă și știi mai bine. Ai, ai, ai. Ce vrei tu, n-am nicio problemă. Hai la cuvinte grele. Da, te rog, cuvinte grele. Oh, deci, mergem da, acolo? Da, da. Gata, cuvinte aici, grele. Să vezi aici, balamă cu rupere. Împascuense, limba nativă a localnicilor de pe insula Paștelui. Cuvântul tingo. Tingo. Înseamnă a, ascuense, cineva atât de urât, încât dacă stă pe plajă, marea refuză să-și mai facă apariția. Tingo. Sau B, înseamnă a avea ochii roșii de la plâns pentru că iubitul sau iubita s-a căsătorit cu altcineva. Deci cuvinte cum înțeles. Cum înțeles, da. Complex. Sau să iei unul câte unul obiecte din casa vecinului tău până când nu mai rămâne nimic. Băi, cum e ce-o ăsta, mă, băi? What? Da, sunt așa. Dacă vrei să te muți dintr-o casă în alta, ta, chemi un tingo. Da, 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 da. Ne-am dat greu. Păi, tu, a, păi greu, cuvinte da. Cuvinte grele. Greu. Atât de urât încât dacă stă pe plajă, marea refuză să-și mai facă apariția. Deci vezi că asta e un fel de legendă, o chestie, una. Deci e o exagerare, bineînțeles. E o exagerare, la modul să... atât de urât. Tingo. Bă, lasă-mă. Tingo rău de tot. Eu aș lua sau... ceu. Ceu? Mi-e place ceu ăsta. Bine, cu... hai cu ceu. Hai să mutăm mobila. Tingo, tingo, tingo. Ați luat ceu? Deci vi se pare că ceu ăsta are o noimă, da? Nu mi se pare, mi se pare drăguț. Descrierea lui, okay, mi-a plăcut. Drăguț. Hai să vedem. Doamne ajută. O fi limba noastră o comoară, dar nici cu ale altora nu ne e rușine. Iată câteva cuvinte străine, atât de specifice, că ar merita împrumutate. Kati Kehari înseamnă în hindi o persoană cu talia unui leu elegant. Norvegienii au siostig, cu care e alintat cineva atât de urât, încât nici valurile nu vor să-l atingă. Indienii Kaen zic moma koene, cuiva umflat de plâns după ce iubitul s-a însurat cu alta. Iar băștinașii din insula Paștelui aveau, se pare, un cuvânt pentru obiceiul de a trece pe numele tău tot ce are vecinul prin curte până când îl lași sărac lipit. Ați zis tingo? Bingo! Băi, nu crezi, mă! Deci, wow! Wow! Unde dai și unde crapă! Da, nu, a fost... La, a fost așa la... Așa ceva! Luăm cercetătorii britanici. Cercetătorii britanici, măcar să mai aflăm o trăznaie, îți dai da, seama. Da, măcar mergem la sigur. Hai, cercetătorii britanici. În 2016, cercetătorii britanici de la universitățile Lancaster și Cambridge au descoperit că... Oi, Doamne! Bărbații premeditează momentul despărțirii mai mult decât femeile. Sau, B, femeile au un limbaj mult mai colorat decât bărbații când vine vorba de înjurături. Sau... bărbații îndrăgostiți au sistemul imunitar la pământ în primele 3 luni de relație. Două sunt capcane. Băi, două sunt capcane, dar într-adevăr e ce costi. E sunt complicat. Toate... Care sunt capcane? Cred că bărbații premeditează momentul despărțirii mai mult decât femeile. Nu și cred. Eu cred. Ba, de da, spaimă, eu nu cred. Eu cred că exact, lor le-a atât de frică dreptate, încât da. Nici nu ajung acolo. Eu zic băi, că... ba da, ba da. Eu îi văd pe bărbați puțin mai... strategici. Mai strategici. Mai fricoși, da, mai așa. Și mai fricoși, poate că premeditarea asta vine și din frică. Bă, rămân singur. De ce să rămân eu singur? Ca frica prostul, de scandal. Da. Frica prostul. Da, da. Nu, mai bine să premeditezi și da, fii atent. A picat 18 iulie, pe 18 iulie zic pa.
Că și el pe 19 calcule. Sunt deja combinat. Pe 18 seara. Da. E, în cele mai multe cazuri pe 16 deja. Femeile au un limbaj mult mai colorat decât bărbații când vine vorba de înjurături. Nu cred. Băi, am auzit Băi, niște eu cred femei. Că da. Da. Ba da, cred că da. Băi, eu am auzit-o pe nevastă mea când a călcat într-un bakugan. Ce a făcut? Bakugan e un tiribobin care are vârfurile din metal. Wow. Și era în covor ascuns când a călcat în ăla, am auzit o serie de chestii care sunau a Mordor, a ceva... Blesteme. Da, și erau niște părți din corp care n-ai cum să le combini. O, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc. Eu cred că doar bărbații fac niște eforturi mai mari să se abțină uneori. Așa e, se poate să fie și asta, Andy, într-adevăr, că și nouă ne mai vine. Da, pentru că bărbaților, și este statistic demonstrat, bărbații își exteriorizează emoțiile mult mai puțin decât femeile. Normal, și jurătura este esența emoției. Este așa, e cumva totul. Cu totul. Nu e o de parfum, e parfum. Și ce? Bărbații îndrăgostiți au sistemul imunitar la pământ în primele luni de relație. Asta de ce? Place. De ce? Asta îmi place. Stai, mă, de ce? Ești îndrăgostit? Ești îndrăgostit? Nu mănânci, te simți mai bine. Păi da, ai o energie mult mai bună, ești fericit, ai o stare mult mai bună, simți că plătești. Nu mai mănânci, nu mai arde de nimic. Jigărit, vai de cap, doar cu ochii în gard. Da. Disperați, doar o veni. Am un cățel, nu l-am castrat încă și stă pe un bulgăre de zăpadă iarna, așa cu ochii priponiți în poartă, știi? Cam ca bărbatul îndrăgostit. Și atunci e indicat să mergi cu niște vitamine. Cu niște... ceva, să n-ajungi dracu după 3 luni exact. De zile, a plecat de spate cu muci în barbă. Ce e, mă, cu tine? Sunt îndrăgostit, da. Sau poate pentru că în primele 3 luni, încercând să o impresioneze foarte tare, e mult mai atent la nevoile ei mai puțin la nevoile lui. Și de-aia se transformă. Exact. Și de-aia ne-am luat belea pe cap. Exact. Deci zici și tu, A, B, C, toate sunt posibile. Păi da, toate Dar sunt posibile. Dar noi trebuie să luăm una acum. Ce luăm? Pe ce să luați? A, mă. Hai să vedem. Acum poate să fie răspuns împotriva logicii noastre. Poate că nu au descoperit lucrul ăsta cercetătorii britanici, dar lucrul ăsta chiar există. O să aflăm acum. Dar nu-i sun eu după. Să începem cu sfârșitul. Sistemul imunitar nu este afectat de iubire. Îndrăgosteala aduce un plus prin nivelul ridicat de bine general, dar în niciun caz nu dăunează. Bărbații premeditează momentul despărțirii mai mult decât consoartele? Da, de unde? Ce e sigur este că femeile folosesc de 10 ori mai multe cuvinte grele în vorbire, ceea ce le face limbajul pestriț și îndrăzneț. Sunt curios care vor fi rezultatele acestui studiu în România. Am încredere, băieți. Salvăm doamnele și echilibrăm balanța. Și ai zis bine, Bobo, era... Da, am zis că la prima am greșit, m-am dus să merg pe intuiția Andrei. Te rog. Ce vrei? Te rog, e rândul tău, maestre. Nu, ce vrei tu? În instanță. Acolo, da, era clar că o să ajungem și acolo la un moment dat. Hai să mergem în instanță. Caieri. În anul 1508, în satul francez Autun, juristul Barthélemy Chassané a fost avocatul apărării într-un proces în care... și de aici începe circul. Da, te rog. Șoarecii din regiune erau acuzați de furt și distrugere. Nu cred. N-are sau... În premieră istorică, sentința s-a dat în favoarea femeii acuzate de vrăjitorie. Wow, asta cred că... Sau ce? Un menestrel era inculpat că ar fi sedus pe rând femeile din sat cu muzică obscenă. Băi, stai mă puțin. I-a zis mama, Constantine, ține seama. Mai începe aici, de dat drumul la... Tanti Mărioara. Da. Avocatul apărării într-un proces în care șoarecii din regiune erau acuzați de furt și distrugere și șoarecii erau toți panicați. Da. Erau terminați psihic, băieți, erau... Mamă, dacă ne găsește vinovați, aia a fost, băieți. Dar Costi, șoarecel ăsta s-a dus și l-a zis, da, cum e? E șanse ne apără. E bine. Da. E bine, dă-mă niște brânză de aia. Câștigăm. Nu pare. Probabil dacă ar fi fost găsiți vinovați, atunci erau executați, în sensul ăsta, mă gândesc. Toți șoarecii? Da, legați la ochi. Altfel n-ar fi... Oh, Doamne, B. Asta poate să fie, bă. Asta cu a scăpat ea în favoarea femeii acuzate de vrăjitorie. Poate să fie, 1500. Nu cred că la vremea a scăpat vreo vrăjitoare, sincer. Decât dacă este o vrăjitoare, o vrăjitoare foarte bună. Și a vrăjit pe toți. Și eu cred că ea încă e.
Dacă era o vrăjitoare foarte bună. E aici cu noi, e aici, Nadine. Da. E aici cu noi. A făcut o vrajă. Ea aș merge până acolo încât aș spune că nu există timp și spațiu, știi? Și nu poți defini o entitate. Ce e unul? Mai rămâi după emisiune? Ce e una? Ce? Menestrel? Inculpat că ar fi sedus pe rând femeile din sat cu muzică obscenă. Adică, dar cum e muzică? Cum sună muzica obscenă? Adică ești frumoasă ca o zână ce te-aș lua un pic pe lună să stăm de vorbă. Să-mi spui frumoasă zaraza, cum îți duc butucul la raton. Da, sau așa. Scuze, luați varianta de... Întreabă și publicul, te rog. Zi tu, tu fiecare îți vorbește. Aul, cu șoricei pe bune? Sunt născuți în 2004, tu. Stai puțin. Instinctul tău, ce spune? Instinctul meu spune 5. Ce 5? Ce 5? 5. Ce 5? Ce 5, mă? V-am spus. Era la care emisiune. Mai multe n-a vorbit, realități. N-a vorbit Nadine acum, a vorbit altcineva. Ia bă că. 5 da. N-avem. Instinct. A, tota, tot B, șoricei. Ce? Băi, copii, eu merg pe mine asta, dar eu zic că e ceu, mă. Gata. Eu oricum cred că varianta corectă era 5. Eu vreau cinci. Să câștig. E 5. O dai departe asta, te dai cu vrăjitoarea cum ar veni. Hai că e bine. Hai, să vedem, că sunt curios, chiar sunt curios dacă e asta. În anul 1508, curtea din Ota a chemat în judecată toți șobolanii vinovați de furtul și distrugerea recoltelor. Surpriză! Rozătoarele nu s-au prezentat la proces și au fost pe punctul de a fi excomunicate în lipsă. Dar s-a decis că nu e corect și Bartholomew Chassenis a fost desemnat avocat din oficiu. Juristul a luptat cu dârzenie și a obținut două amânări spectaculoase. Una, pentru că părâții erau puși în pericol de pisici în drum spre tribunal. Și a doua, pentru că nu puteau fi citați individual. Rozătoarele neserioase nu s-au înfățișat la audiere, nici la a treia șansă. Ce șobolan! E o glumă! Nu e crea, foarte serios! E o glumă, pe bune! E pe bune! Da, pe bune! Eu astăzi am înțeles numele emisiunii. Astăzi am înțeles de ce se numește pe bune, că până acum n-am priceput. Nu înțelegeam la pe bune. Da. Dar acum am înțeles că e pe bune. Exact, păi ar fi trebuit să zic. Bine v-am găsit extraordin. La o nouă ediție. Pe bune? Da, atunci când zici pe bune. Exact. Nu e pe bune. Exact. Chiar e pe bune. Da. Și n-am știut de care este noima, dar acum înțeleg care e treaba. Păi cu... noima e că afli toate trăsnăile astea și de fapt ele chiar așa sunt. Care sunt toate da. Pe bune. Da, și tu zici. Pe bune? Data viitoare, alege 8, 9, chiar altceva. Exact. Eu v-am zis, fiți atenți, răspunsul era în întrebare. Noi jucăm, a spus hai. A spus hai. 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 Hai, da. Hai. Hai, da, hai. Ia să vedem. Sună o kakushii. Este o pălărie de nuntă purtată în mod tradițional de miresele japoneze. Pălăria are scopul de a... camufla bețișoarele kanzashi, mici arme albe menite a le apăra de răpitori. Sau B, scopul de a demonstra dedicarea miresei, cu cât este mai grea, cu atât mai bine. Și a treia variantă. Ține-și cinciu. Cinciu. Le ascunde coarnele geloziei și furiei. Deci să-și arate cumva rezistența și dragostea față de... Da, pune stată, 3 tone de pălărie pe mine. Bobo, să mergem într-un spațiu cultural pe care îl cunoști bine. Cobilița. Cobilița. Da, da, e pe cârcă pe aici. E, da, putea cine avea cu adevărat prestigiu, o punea direct pe căpățână. Băi, muma mea, și mergea de la drept, așa. Muma la Olteni, la noi, muică mea, ținea târna pe cap. Păi asta vrei să zic. Punea o chestie de aia și păi, la târna da, de porumb pe cap. Da, dar e diferit aici. Da, aici era pentru un scop nobil. Sau le ascunde coarnele geloziei și furiei. Păi așa, are vreo legătură deci cu expresia de la noi că îi pui coarne? Nu cred. Nu? Nu, nu cred. Femeia e satana. Oh, ascultați aici. Satana, ascultați. Ce-i femeia e satana. Ce-i cu tine? Dar părinții, familia ei își dorește foarte tare să o mărite. Exact. Și la unele femei nu se poate ascunde satana. Da, atunci da, îi pune vorbim, această pălărie. La figura, da, normal. Și ca să se asigure că sigur se mărită, îi pune pălăria pe cap, o mărită și după aia... Și dacă e măcar meciul cu Real când dă Bănel gol în poarta noastră și Nadine a dat răspunsul corect și este ceul pe care a apăsat eu acum. Dacă eu câștig acum 500 de lei pentru oamenii ăștia că ne-a dat răspunsul fără să vrea. A, nu-mi convine asta. E, ia să vedem, am ia ales 5. Vedem, ia să vedem.
apasă aici. Laptele de oaie este o vietate. Ce are conștiință și alege să rămână solid. Înțelegi, doamne? Ține-o pe asta, frate. Dar ăla cu caracatița, l-ai văzut? Cum se numește filma cu caracatița? Nu, caracatița are conștiință. La Piovra? La Piovra. Dacă eu câștig acum 500 de lei pentru oamenii ăștia că ne-a dat răspunsul fără să vrea. A, nu-mi convine asta. Ia să vedem, am ales 5. Ia să vedem. Ai luat 5? Am ales 5 de data asta. L-a spus ai. Le ascunde coarnele geloziei și furiei. Că tot are parfum nipon, obiceiul purtării de Tsuno Kakushi are o istorie îndelungată. În perioada Muromachi, ce a început pe la 1300 și a durat două secole, practicantele budismului Jodo Shinshu obișnuiau să-și acopere coafiura la intrare în temple. Practica se numește Sumi Kakushi, ascunderea părului. Tradiția spune că e menită a o împiedica pe femeie să devină un demon, știut fiind că doamnele se transformă imediat în Kijo, de îndată ce simt gelozie sau furie. Și probabil pe principiul rău nu face, obiceiul a fost adoptat treptat și în ceremoniile de nuntă. Bravo, bravo! Mulțumim foarte mult, apreciem răspunsul. Îmi pare rău, nu știu ce a fost în capul meu. Băi, bine! Mult adevăr, cunoștințe, în fine. Apasă aici. Da. Apasă aici. Nu, tu ești acum, aici. Costi, apasă, tu ești conectat aici. Acum. Apasă aici. În China, la sediul de cercetare din Chengdu, s-a dezvoltat cu succes o aplicație mobilă de... Trei variante. Recunoaștere facială pentru ursuleții panda. Da. Sau... Identificarea maimuțelor pierdute de comunitate. Hai, mă. Sau... Urmărirea păsărilor migratoare comestibile. Una e pe bune. Are noimă, da. Care? La asta cu ursuleții panda? Are noimă. De ce? Pentru că, într-adevăr, tu vrei să-i recunoști facial pe panda. La intrare au și ei, cumva... Scanner din ăla. Ai pus și-ți dă meniu. Da, exact. Ăsta e Dobre. Dobre mănâncă mai mult bambus, ăsta mănâncă mai puțin bambus, că el e strica la stomac. Ar putea fi. Ar pare noi, mă, da. Pentru ce? Cu ce ne ajută treaba asta? Bă, nu știu, la 4 plecăm, la 4 lăsăm și noi halatele astea, așa e dracu să mergem acasă, pe o bere. Exact. Păi tu știi cum reacționează, tu știi cum reacționează ursuleții panda atunci când îi confunzi? Când îi confunzi? Da. Îi confunzi cu ce? Cu alt. Între ei. Un ursuleț panda îl confunzi cu alt ursuleț panda. Pe Dobre cu... Da, pe Dobre cu Alex. Îi spui lui Dobre, că ăsta e cunoscut faptul. Ce, mă, Andy, zine mai departe, nu ne mai fierbe asta atâta. Asta că ursuleții panda fac... Ne dai și tu greu? Păsările migratoare... Nu știu. Asta ar fi relevant, pentru că ei mănâncă divers. Știi? Da. Și nu-ți permiți proteina să o pierzi. Când ai zis că îi urmăresc cocori, ia uite, s-au întors cocori. Super! Avem ce mânca la prânz. Da. Și la cină, dacă e. Au revenit cocori, fraților. Da. Alege una, te rog eu mult. Da, lilieci, când vin lilieci. Da, eu merg pe mâna bine, lor. Bine, gata. A, alege. Am apăsat. Auzi, mă, ați apăsat, da? Da. Hai, mă, hai să vedem cum ați ales voia. Aplicația de urmărire a păsărilor migratoare comestibile își caută încă investitorul și creatorul. Maimuțele pierdute de comunitate nu se pot baza pe vreo invenție a cercetătorilor chinezi, dar ursuleții panda sunt cu adevărat răsfățați. Pentru ei a fost creată special o aplicație de recunoaștere facială. Scopul ei este să creeze o bază de date cu toate exemplarele avute în grijă. În acest fel, cercetătorii pot avea acces rapid la fișa unui panda în funcție de chipul și asemănarea acestui. Iată undeva el! Bravo! Eu vreau să știu, să se facă liniște. Da? Pentru că vreau să înțeleg de unde a știut voi treaba asta. Pe bune? Ai văzut pe internet pe bune? Hai, recuperați-vă, rog. Ce jucăm? Fashion Icon sau Podul de Piatră? Hai, Podul de Piatră îl vreau pentru noi. Hai. Podul de Piatră! Ia uite! Podul de Piatră, ce hai! Ce talent! Am auzit, a zis că-l vrea pentru ei. Podul construit peste Rin, care desparte orașele germane Bonn și Bauel, este renumit pentru trei variante. A. Rezistența sa, datorată mortarului pe bază de lapte de oaie folosit în construcție. Sau B. Modul în care ești obligat să-l traversezi ca pieton,
desculț și cântând. Sau ce, statuia de pe malul Bonului, care reprezintă un fund ațintit spre bowel. What? Rezistența sa datorată mortarului pe bază de lapte de oaie folosit în construcție? Da. Asta, adică laptele de oaie ar conține o treabă care să facă mortarul mai... Stai, laptele de oaie este o vietate, pentru că este un ceva organic. Ascultă. Și are conștiință și alege să rămână solid. Înțelegi, Andrei? Ține-o pe asta, frate. Pune și pentru mine e prea mult. Andreea, eu cred în toate prostiile. Dar sună bine, a? Deci îți dai seama, să bei lapte de oaie, să știi că mai e cineva în tine, cu tine, peste tot? Tot timpul. Dar ăla cu caracatița l-ai văzut? Cum se numește filmul cu caracatița? Da, mă, caracatița are conștiință. La Piovra? La Piovra. Ah, să ne întoarcem la întrebări. Ai mult vreodat oaia? Nu, vaca da. Ba și da, am mult și oaia. Da? Ba da, și eu am mult oaia. Da. Și cum? Mai tot la fel, același sistem. Doar că nu pui toată mâna, că ugerul la vacă e mai mare, pe degete așa. Aici, așa, ușor, pe mic. Bravo, uite ce știe. Hai la be. Modul în care ești obligat să-l traversezi ca pieton, descurci și cântând. Asta o văd așa ca o întâlnire de afacere care pleacă din Bon și se termină în Bowel și te vorbești cu ăla. Spui, domnule, facem un cartier 46 de blocuri frumoase, avem investiții, am activat și... $1,000,000, două secunde că se me pot. Și din momentul ăla ajungem și tragem frumos utilitățile și ăla. Ce mă, ești nebun? Domnule, trebuie să cântăm până ajungem în partea aia. În partea aia când ajungi, te încarci și zici, deci... Cum era? Asta e cea mai frumoasă. Sau ești trist, primești o veste nasoală, ajungi la stai puțin că trebuie să cânt. Nu pot să cred că a murit. Da, era din partea altă de gând. Da. Statuia de pe malul Bonului ce reprezintă un fund ațintit spre Bowel. Adică ce vrea să spun asta? Păi poate l-au făcut și nu arată chiar ca un fund, adică... Uite, de exemplu, statuia aia de la noi de un cartof într-o țepușă, n-au zis ăla că e un cartof într-o țepușă, a explicat altceva. Așa și ăștia. Au făcut fundul și au zis... O operă de artă fantastică. Iată obrăjorii fetiței din Bon. Primăvara. Când sunt ei rumeni și încărcați de roșiață. Și au zis, excelent, excelent. Au plecat, s-au îmbătat, a venit unul din partea aia din Bon. Bă, tu ai văzut... Alea din partea alaltă? Nu, domne, că sunt fălcuțe de copil. Du-te, bă, de aici, bă, băiatule. Asta e, hai. Ia-l. A curăit el poveste frumoasă, mi-a plăcut. Da, mă. Ia să vedeți obrăjori acum. Sunt numeroase poduri antice care stau încă în picioare datorită diferitelor substanțe inedite adăugate în mortar. Laptele de oaie însă nu a fost vreodată unul dintre acestea. Poduri pe care cânți și dansezi există, dar nu în Germania. În schimb, în 1898, cele două orașe germane au stabilit că vor construi împreună un pod peste Rin. Bowel s-a retras din acest proiect, iar Bonul a fost nevoit să-l realizeze singur, motiv pentru care a adăugat la proiectul inițial statuia unui fund țintit către orașul vecin. Bravo, bravo, bravo! Extraordinar! Da, mă, am plătit noi tot! Luați pod! Hai! Alegeți. Ce vrei? Înainte alegeți ceva. Esențe tari. De acord. Sunt de acord. Ia. Potrivit unui studiu australian realizat în anul 2012, un spermatozoid conține A. aproximativ 750 de megabytes de date. Da. Super. Sau B. Mai mult. Taipoxină, ingredientul activ din veninul șarpelui taipan. Mamă, ce bine e B-ul. Sau C, 0,1 micrograme de alicină, substanța care dă aroma usturoiului. Gata, ce-ul e? Ce-ul? Gata, nu mai zic nimic asta. Îmi place B-ul mult. Tu care crezi că e? Că ai răspuns bine, zi-mi care din e acum. Din experiența mea de femeie măritată. Da. Așa? Și mă duc, zi. Ar fi asta cu usturoiul. Gata, am. Ce-ul? Alicina? Pentru că... E un 0,1 miligrame acolo. Pentru micrograme. Că... Pentru micrograme. Că... De aia. De ce? Știi? Taipoxină.
ingredientul care pune ură în mușcătură. Dă gata dita mai bizonul de la prima picătură. Acum, dacă și spermatozoizii ar face la fel, orice film erotic ar deveni brusc unul de groasă. Gametul masculin nu are nici aromă de usturoi, dar conține 750 de megabytes de date. La un download complet, contribuie peste 200 de milioane, așa că totalul e amețitor. Peste 30.000 de terabytes, suficient cât să umple până la refuz 30.000 de laptopuri. Dar știi ce nu înțeleg eu la asta? Cum au stabilit ei că... Energia! Eu cred că experiența ta este incompletă, după cum ai răspuns eronat. Ce vreau să zic, mai sunt câteva întrebări și să nu uitați că puteți să jucați împreună cu noi și puteți să câștigați premiile oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino, dacă sunteți în același timp și pe pebune.protv.ro. Și acum, vă rog, hai să eliminăm și ultimele patru necunoscute. Prea tare, zice Andreea. Hai, prea tare. Ce atlet a fost mai tare decât animalul cu care s-a luat la întrecere? A. Usain Bolt, care a învins în 2012 un ghepard în cursa de 100 de metri plat. Sau Maru Kobayashi, care în 1987 a învins un urs Kodiak adult într-un meci de sumo. Sau Hau Lob, care a câștigat în 2004 maratonul anual Om vs. Cal din Irlanda. Una din astea trei e pe bune. Nu mai era nevoie de un detaliu. Un ghepard șchiop. Sau, știi, un ghepard mai bolnav. Deci au tail, scoate. Nu jucăm au. De ce? Pentru că suntem inteligenți. Bun. Imposibil. Kodiak. Da. Cum e ursul ăsta? Păi, voi trebuie să știți. E un urs foarte mare, un urs din specia foarte urs și rău. Deci ceea ce înseamnă că nu avea cum să-l învingă până niciodată. Să-l scui pe maru, nu să dea în urs, îl păpa. Deci făcea așa. Deci și rămânea din maru nimic. Hau Lob, care a câștigat în 2004 maraton. Uite, asta se poate, mă. Care? Poate da, că... Dacă a pierdut la rezistență. Ai, calul. Ceu. Beu sau ceu? Ce? Eu zic că ce? Eu te cred. Eu, pe mine m-ai convins. Dar și calul ăsta. Ia să vedem, mă. Ia să vedem. Hai să vedem. Veți avea o revelație. Omul nu e nici cea mai puternică, nici cea mai rapidă ființă de pe Terra. Un urs Kodiak face biftec din orice luptător nenarmat. Ghepardul ajunge la 120 de km la oră, calul la 80. Enorm, chiar și pentru olimpicul Usain Bolt. Cum am ajuns atunci în vârful lanțului trofic? Răspunsul este anduranța. Animalele sunt rapide, dar obosesc repede, iar oamenii au descoperit că metoda încet, dar sigur, dă rezultate. Iată de ce singura victorie fair play dintr-o înfruntare om versus natură îi aparține englezului Hub Lobe. În 2004, atletul a reușit să învingă un cal la rezistență, la capătul unui maraton de 35 de kilometri. Bravo! Respect! Logica, o logică perfectă! Deci nu numai că ați ales răspunsul ăla pe bune, dar l-ați și justificat perfect. Te rog, dă-le alea simple lor. Își aleagă stii. Auzi, ce alegeți. Zici? Ce zici? Sat unicat. Sat unicat. Okay. Ăla este. Sat unicat? Da. În Valea Yunnan din sud-vestul Chinei există o comunitate nemai întâlnită pe Terra. A. Închisoarea deschisă Huizu, un oraș cu legi proprii guvernat de deținuți. Deci, în Valea. Sau Mosuo sau Regatul Femeilor, o societate matriarhală ce practică poligamia. Sau Centao, cultul tălpii divine, membrii căruia spun că se hrănesc doar cu vibrații. Se hrănesc doar cu vibrații. Da. Că e ca găina cu ou, știi? Zum, gata mă, când două porții am zis, ești nebun, ce vrei să mă pun pe mine, să mă îngrași? Câte zumzituri de astea mi-ai dat, mă? Când mi-ai dat la vibrație, de două săptămâni nu mai mănânc nimic. Mamă, deci dai de... Tu vrei să simți... Costi, ce simți? Vibrație? Gata. Costi, ce simți? Mama. Vibrație sau energie am când faci așa la... Am simțit niște vibrație, dar mi-a trecut și acum trec, pa. Hai să vedem. Dar nu știu dacă... O fi fost în China și n-am fost eu atent?
Pe malurile bătrânului lac Lugu, în munții care separă provinciile chineze Yunnan și Sichuan, prosperă o societate neobișnuită. Aici bunicile conduc gospodăriile. Doamnele sunt singurele care au drept de proprietate și tot ele sunt cele care iau deciziile politice. Dar știți vorba aia, dacă tu ești regină și eu sunt regină, atunci cine bate untul? Ați ghicit, bărbații. În comunitatea Mosuo se practică așa numitele căsătorii plimbărețe, în care femeile își pot lua oricâți parteneri poftesc. Copiii iau numele mamelor, iar tații rar se implică în creșterea lor. Ce-i acolo, mă, tată, mă? S-a creat precedentul. Deci aia cum cuțoara e, dar în altă țară. Există! Da. Se poate! Dar tu ai văzut ce-i acolo? Hai, Andreea. Haide cu Fashion Icon. Hai cu Fashion Icon. Fashion Icon, domeniul nostru. Bam! Regina Elisabeta I a Angliei a fost un adevărat fashion icon al vremurilor sale, iar pentru a-i copia frumusețea, femeile vremii A. își injectau buzele cu grăsime de porc pentru a le face mai mari. Sau B. își înnegreau intenționat dinții. Sau C. purtau corsete în jurul gâtului pentru a-și subția grumazul. Deci eu nu știu cum arăta, ca să-mi dau seama dacă avea buzele... Sfârșitul anilor 1500. Nu, aveau la gât foarte groase și erau... Chiar. Nu încerc să-mi mi-aduc aminte cum era, arăta. Nu era cu gâtlejul, adică nu era moda la momentul respectiv cu... Nu? Nu, da, nu. Erau alea cu din exact, astea cu toate aici, chestiile alea. Dar la s-ar gât, putea așa, că aveau portretele alea în care stăteau foarte ferme și capul așa și cred că mi-aduc aminte că avea pe cap o chestie cu... Cu niște... Că avea gâtul lung, într-adevăr. Avea gâtul lung și poate că astea erau inspirate să-și pună alea ca să... Păi da, dar nu se vede dacă era subțire sau nu, dacă și-l acoperau. Vrei să ne încurci aici, nu? Își negreau dinții intenționat, asta e. De ce, mă? Asta avea dinții negri și ele, ca să fie exact cum ai spus tu, dacă eu sunt regină și tu ești regină, atunci cine bate untul? Cum își doreau să fie toate regine, își le dau cărbunel. Hai să nu mai tragem de timp, că încep știrile. Hai. Beu. Beu. Beu, mă, hai să vedem. În 1558, la vârsta de 25 de ani, Elisabeta I devenea regina Angliei și cea mai puternică femeie din lume. Iar timp de jumătate de secol a fost admirată și copiată. Gusturile sale erau la mare căutare și, dintre toate, cel dulce era feblețea ei. Europa începuse să importe zahăr din Indii, la prețuri prohibitive. Nu și pentru un monarh însă. Cum Elisabeta mânca marțipan pe pâine și avea o fobie de chirurgii bărbieri, adică dentiștii vremii. Pe la vârsta de 30 de ani au început să îi se înnegrească și să îi pice dinții. Iar supusele sale au exclamat în cor: vrem și noi! Aia e! Bravo! Impecabil! Impecabil! Am ceva pentru voi, n-aveți cum să refuzați. Te rog, da. Întrebarea surpriză. Lași întrebarea de la surpriză. O musculiță cu posterior auriu botezată după Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé, da. Oamenii vor frumos, hai, vor poezie. Voi ce ziceți? Pas, pas, s-a apăsat, nu știți răspunsul nostru. Și noi. Pregătiți-vă să veniți aici, hai, aproape de mine, că o să dăm cărțile pe față. Hai, te rog. Întrebarea surpriză. Lași întrebarea de la surpriză. La surpriză. Printre animalele care au primit denumiri științifice creative se numără și... Vă notați, da? Da, te rog, acum, da. Spongius quadrapantalones. Un burete de mare denumit după SpongeBob SquarePants. Băi. Bun. Poate fi. Sau... Da. Ecus cantonius. O specie de căluț de mare numită după fotbalistul Eric Cantona. A, nu. Nu? Sau Scaptia Beyoncé. O musculiță cu posterior auriu botezată după Beyoncé. Nu cred că l-a zis. Băi, hai mă, că ce e frumos tare. Una din astea trei e pe bune. Eu nu cred că ceu ar putea fi. Băi, să... Gata, nici eu cred. Nu. Deci ceu e la inima mea. Eu am și pe Beyoncé pe aici, care zboară, exact, așa cu fundulețul ei mare și frumos. Exact. Și auriu. Da, nu cred că ar fi prea mult. Mie îmi place ceu. E cunoscut cântărețul ăsta? Fotbalistul foarte bun. Da, 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 e cunoscut. Foarte cunoscut. Pe bune? Da, da, da. A, dacă e cunoscut. Și este și extrem de carismatic, să zic așa. Ce zici? Copii? Luăm A.
Ceu? Ceu. Beyoncé? Beyoncé, mă. Niciodată. Oamenii vor frumos, hai, vor poezie. Asta e treaba, Beyoncé. Da, adevărat că ar fi frumos Beyoncé așa, nu? Da. Beyoncé. Asta e, tată. Asta e. Dacă nu e asta, Andy, nu mai citi. Te rog eu frumos. Hai să vedem, hai să vedem. Orice ai spune în latină sună inteligent. De exemplu, brassicam odio, da mihi placentam compressam cum omnibus condimentis, obiter sic vid dico intelegas, tempus nimis studendo habeas. Ad vos ceteros, rectum est responsum ultimum. Musca, Abriano minore, australiano, anno millesimo nongetesimo octogesimo primo reperta est. Species nominata a Beyoncé. Quia putabat ut auri floci huius in clune, eius de insecti similes sint calibige. Vezi? Botilice! Frumos! Bravo! Și v-am recitat și tot în latină, ca să n-avem vorbe. Frumos, mă, am zis. Hai să mergem pe frumos, pe asta. N-ai vrut să crezi în mine. Hai să vedem domeniul din care se extrage întrebarea finală. Domeniul este... Vedete! Noi acum din suma asta trebuie ce să pariem cât vrem noi. Ea se dublează. Dacă nu răspundem corect, o pierdem. O pierdem. Da. Putem să pariem tot sau să pariem doar o parte din ei? Tot. Nu? Nu așa se face? Tot. Păi, dar... Eu băgam oricum. Voi? Dacă oricum ne fac. Ați votat? Voi ce ziceți? Deci vă asumați că puteți să pierdeți. Deci, 20 de secunde, atât o să aveți la dispoziție. Am un cronometru, pornesc și până la sfârșit trebuie să atingeți ceva, orice variantă. Și nu, aceeași întrebare pentru ambii? Da, absolut. Sunteți gata? Te rog. Începe anunțul. Atenție. Ce obiect de suflet poartă mereu supermodelul Heidi Klum în geantă? A. O fotografie cu ea de pe vremea în care era un copil dolofan și cu aparat dentar. Sau un porcușor de cauciuc căruia îi povestește grijile ei ca să scape de anxietate. Sau o punguță cu proprii dinți de lapte pentru noroc. Am dat drumul la cronometru. Pas. Pas. S-a apăsat. S-a apăsat. Dar am ajuns la 15 secunde și voi deja, bă, ce frumos. Deci practic putem să stăm și de vorbă. Ce nu e asta? Da. Cum ar fi să fie apăsat vreunul din voi greșit? Nu știu cum ar fi. 5, 4, 3, 2, 1. Da? Nu cred. Nu mă las de voi, nu mă las. În primul rând să vadă toată lumea ce ați votat. Hai să vedem. Deci, toți banii în joc puși de... A, ambele echipe am mers pe all-in, mă. Păi da, da asta mă, e, cine totul mai pierde nimic, vremea pe aici. Hai să vedem cine ce a ales. James Bond. Bobo a ales B? Eu am ales B. Și voi, ia ce ați ales? Am ales porcușor. N-am ales răspunsul corect. Și voi ați ales ce-ul, mă? Nu eu, eu n-am participat, eu nu știu nimic. Eu. Eram, m-a sunat, am răspuns. Ai băut un pahar de apă. Hai de capul meu. E cu apas aici. Hai, pregătiți-vă să veniți aici aproape de mine, că o să dăm cărțile pe față. Hai, te rog. Ce să mai zic? Bravo, mă, bravo. Zic că răspunsul corect este ce? O punguță cu proprii dinți de lapte pentru noroc. Ați luat, mă, 3.000 de lei, ce mai? Aveți ce să împărțiți. Nu e grav, nu la, nu la personal, nu e grav. La finala afla că banii se împărțeau la... Deci nu, n-am jucat pentru bani. Da, mă, nu-i problemă. Bravo, bravo. Bravo, felicitări. Băi, felicitări, băi, Nadine, mă, băi. Mamă, respect. Voi ați jucat tot ce a zis publicul. Felicitări. Dragilor, sunteți bogați, puteți să ne invitați și pe noi la masă. Fiecare a primit câte 73 de lei și 20 de bani. Astăzi am fost împreună cu Nadine, Andreea Raicu, Costi Diță și Mihai Bobonete. Și până la o nouă întâlnire vreau să vă întreb dacă știți care este cea mai mică unitate de timp. Mai mică decât secunda. 5! 5! 5! E secunda taximetristului, asta e unitatea de timp din momentul în care se pune verde până când te claxonează el din spate. Corect. Hai, hai. Corect. Mulțumesc, nu mă frumos, sunt Adi Moisescu, mă înclin, voie bună! Anuchka, что мы приготовили на сегодня? Очень, что-то очень вкусненькое, очень интересное. Да, sunt foarte fericită că sunt aici. Плохо, что мы не готовим ничего. Традуцу. Te sun eu mai târziu, да, дам-ты un bip, că revin eu cu un telefon. Măi,
fericită talpa raiului. Ești atât de frumoasă când plângi. Bam! Ăla e crema testofil din ăsta. Gândul că urmează să fie jefuită. Jefuiește-mă și sunt. Da, ia-mă și jefuiește-mă. Când vezi că te urmărește unul pe stradă și zici, ah, Doamne, de-abia aștept să-mi fure asta poșeta. Vino că m-ai incitat. Este noaptea, lasă câte o bancnotă pe afară, așa, este ușor din geantă și ce, mergeam, mă plimb și eu pe aici. Da, așa mi-ar fi plăcut foarte mult momentul cu jefuială. Da, te duci să o cucerești cu o lingură? Asta e întrebarea. Am venit să spun că îmi place de tine. Ia-te o lingură. Ia lingura. O, nebunule, mi-a adus toate bogățile numii. Da, așa lingură, da. N-am mai văzut. Sunt a ta.